cinstit. Deci judecătorul până la urmă v-a făcut dreptate, dar nu de tăt. Nu a făcut da de tăt până la urmă, da. Și de atât ați contestat? De atât am contestat și timp de ca o lună și două săptămâni, noi putem să ajungem la curtea de apel. În cancelarie zici că dosarul nu e la ei, că e la judecător. Judecătorul ține dosarul. Dar i-ați spus judecătorul, ați vorbit cu el zilele trecute, nu? Ați fost chiar și cu plângerea, am înțeles, și da, la CSM și la, da, da, și la președintele, da, instanței. Tot se ascunde. Cum merge vorba de Munteanu, Vladimir, șef de pază de la Terex Petrol, procurorul Pașcu, Carolina și procurorul Mircea... Este dosarul acela în care ați cerut ca el, da, să fie tras, da, la răspundere penală, da, și procurorul a refuzat și ați ajuns la judecător de instrucție ca să... cum a fost bătut soțul de Munteanu acela, da? Munteanu, e cam cu șvălărea, Munteanu Vladimir, Iactel, șef de pază, Munteanu... Aici este el, da? Da, este el. Iactel. Cum merge vorba de criminalul Munteanu, tot se ascunde. De că vedeți singur, noi nu putem să aflăm nimic. Cum? Că atunci când am fost în ședință, au examinat dosarul, v-au audiat și v-au făcut cumva dreptate, au trimis dreptate înapoi la... Dreptate nu s-a făcut până la urmă. Au pus procurorii să continue ancheta, nu? Și procuror ce a făcut? Primim de ordonanță după ordonanță? De, de câte ori s-a întâmplat asta? A trei ori. E că ieri a primit a trei. Dar fapta de când e, din ce an? Fapta care s-a întâmplat în 2017. Am ușă 3 ani de am, da? Da, da. Și e ca așa, să amână, și e ca așa, ne duc, ne amăjesc, și e ca așa, ia. Și trag de timp ca să expire termenul prescripției, da, pentru huliganism. Asta sau... așteaptă, da, asta e și fac, asta e steru și fac asta. Ca să treacă timpul. E că uitați-vă procurorul Pașcu cum luptă pentru Munteanu, Vladimir, șef de pază. Văd, сколько постановлений выписано прокурором Лупашко. По этому делу. По этому делу, чтобы Мудяну не отвечал ни за что. Вот. И всегда отправляют обратно в прокуратуру, и она... Тот, да, он не адресом мной, он не скрим мной, на прокуратуру генерала, прокуратуру ботаника. Тот трансмитит материал на прокуратуру ботаника, прокурору Лупашку Каролинушку Олег Чельмир, тот аскунд. Tot ascund. Eu nu știu ce fel de ce așa om mare e el, cât îți ascunde că la pucul de urechi și de cap și-l târâi în sus. Ca el să nu răspundă nimic de ce e și-o făcut. Dar pe în sus o să-l gâtui, poate în jos. Nu știu, poate Igor. Vot dacăzați-se că procurorski bandit agrabil cealaltă, vedeți, vă rucat mai vești. Da. Ai, dar păi și nevastă dumneavoastră acolo ați fotografiat, că ceva vă lămureați acolo cu hainele cele, nu? Hainele, dar nu toate. А, да, де чё ажунс лаел хайнели? Потому что я рано машину ладын стул, я сконс ел и машину ладын. Открыто уголовное дело по данному. Интересант, каз. Да, да. Eu m-am apropiat de lui, am spus să întoarcă hainele, tot ce au luat el, toți le întoarcă înapoi. Și e ca asta, tot întoarcerea hainelor și nu tot, nu tot aici. Dar poliția o a spus tot și întoarcerea hainelor și camera video de magazinul Librariu de vis-a-vis de magazinul Botanica, tot poliția o a spus. Acolo s-a întâmplat bătaia, da? Tot procurorul Pașcu Carolina tot ascunde tot la procuratura Botanica și cu Oleg. De ce credeți că face asta? Că e incompetentă sau e... Și una și alta aici. Au rămas la procurori. Чембиру Олегшку, королю Лопашка, с неущитанума. Вот смотрите, доказательства. Апелляционное заявление, которое было написано 27.12.2019. В этом суде? Да, да. Которые обжаловали, да, 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 постановление судей Чебан. Еще не отправили в апелляционную палату, да? Заявление. Нет заявления. Я ему кредки исчезла. Он здесь, когда сарон хайла ждекатор. Dar judecătorul de-a m-a făcut. 15 zile, au trecut 15 zile. Trebuie să trimite materialul la curtea de apel? De ce nu trimis? De ce se ascunde tot? Poate inundați de dosare, n-ați văzut că și acum judecătorul are ședință după ședință la fiecare 10 minute. Este vreun termen. 15 zile, înseamnă că trebuie să... 15 zile pentru contestare, dar după aceea examinarea poate să dureze și cu ani. Мы пишем заявление на имя генерального прокурора Александра Стойного. Просьба, чтобы наше заявление было рассмотрено именно генеральным. Păi noi am fost, am protestat acolo. Nu știu dacă era Stoianoglu, dar am fost de multe ori. Și наше заявление на ботанику, и ботаника все закрывает. Здесь как бы получается замкнутый круг. То есть заинтересованные все дороги ведут в ботанику. Помогают прокурорскому бандиту не отвечать ни за что. Его друзья из прокуратуры ботаника, это Чембир, Лупашку, который все закрывает и прячет. Я думаю, если бы наши доказательства и заявления были рассмотрены именно генеральным прокурором господином Александром Стоиноглу, был бы другой результат.
Intrat la audiență. A fost așa ea, bătut soțul, s-a bătut cineva, ea așa ea. Era închis de mult. Era închis de mult. Și ei au vrut să facă asta și să-l ucidă ca pe Brăguța. E ca așa poliția botanică a vrut să facă și procurorul de procurătură botanică. Nu e, poate fi așa, dar poate să nu fie. Nu, despre asta și-o mers. Despre asta și-o mers și stă și spre asta. Au rămas numai pe ucidică. Asta e părerea mea. Dar ce interes au? Ziceați un apartament, nu știu, sau un spațiu, pe coridor acolo, între două apartamente, sau și... De la balcon. E interes, de la un balcon, de la un subsol aveți. De la subsol. Și Munteanu și așa om mare în Moldova asta, că el nu poate fi tras la răspundere? Nu prea mare, dacă stai la bloc vecin de apartament cu dumneavoastră, nu mai este om mare. Написано заявление в высший совет магистратуры. По этому поводу, да? По этому поводу, 28.01.2020. Как сразу... 27-го дали апелляцию. 27.01.2020. А, уже через месяц. Ну, да. Ага. Потому что заявление как бы исчезло. Никто в канцелярии никто ничего не знает. Понятно. Там, где регистрируются документы. Нет, в канцелярии сказали, что дело еще у судьи. Подошли несколько раз к секретарю судьи. Угу. Он сказал, что отправит документ, но так и документ никто никуда не отправит. Ну, все грязь, вадут к сосконде. Ам зис, хватит с оккупацией. Так это после двух лунь? Уна. Тут сосконде. Ну, вот нашими заявлениями, к которым мы обращаемся на имя генерального прокурора господина Александра Стоянова, мы просим, чтобы наше заявление рассмотрел именно генеральный прокурор. Потому что прокуратура Батаин все скрывает опять же. Nu, dar de ce nu vreți la municipală, de exemplu? Trebuie să fie fapta, eu știu, foarte gravă ca să ajung să examineze Procuratura Generală. Dar de ce nu acceptați la Procuratura Municipală, de exemplu? Sau la altă procuratură de sector? Să transmitem materialul la 7 frați. Uh-huh. Și 7 frați trimite tot la Procuratura Botanică, de acolo ne primim că e refuzat. Am înțeles. Deci și Municipală și Botanică sunt împreună. Da. Ceriți alt sector, să vină aici la Ciocana, de exemplu, să examineți. Mâna să spală. Faceți recuzare de procuror. De că uitați, cât timp și noi nu putem să plăticăm nimic, e că așa au fost bătut și bătrânul nostru. Mm-hmm. De că vedeți cum a fost bătut, tot așa se ascunde tot. E alt dosar deja, alt plângere. Tot așa. Dar credeți că tot Munteanu s-a bătut? Mm-hmm. Nu vrem să credem, dar cred că până la urmă să ne convingem. Cred că nu a făcut el cu mâinile lui, dar a făcut cu mâinile cuiva, că el așa e. El nu face cu mâinile lui, dar el pe altcineva face. Ei, dar pe soțul dumneavoastră l-a bătut, înțelegi chiar el? Decembrie, el, soțul, mai nu a fost ucis la locul de muncă. Anul ăsta? Anul trecut? Da, luna trecută, la anul. Păi și? Mai nu a fost ucis la serviciu de muncă, pe loc. Da. Putea fi un accident de muncă. Da, așa de-a să fac. Am înțeles. Că accident de muncă, așa de-a să fac. Pentru un subsol și zile s-a ajuns, da? Da, pentru un subsol și zile am ajuns. Asta eu nu înțeleg ce astea să vă spun. E criminal. Este om criminal. Deocamdată nu i-a fost demonstrată vina. Deocamdată e prezumtiv nevinovat, inocent ca și dumneavoastră, ca și mine. Asta fac și doamna Carolina Lupașcu, procuror, cu Oleg Cimbir. Asta ei fac. Asta el ascund pe dânsul, ca el să nu răspundă de ce aici a făcut. De ce s-o ascund stăt? ProTV-ul a lucrat. Dar ProTV-ul ce făcut? A relatat bătaia sau ce? Nu bătaia, arătat cum se... Procesul cum se tergiversează sau ce? Marcurii, cum a vorbit acolo, arătat cum s-a spus, cum a spus, poliția a spus camera. Mm-hmm. De la magazinul Librarius, unde s-a trecut toată bătaia asta, cum Munteanu l-a bătut. Tot s-a spus, expertiza falșă, tot s-a spus, expertiza falșă și în privința bătrânului, și în privința bătrânului, și în privința soțului, ca uitați cum bătrân. Da, am auzit despre medicii legiști, că făceau deseori expertize false. Moșneac bătrân, capul spart, și ziceau că-s leziuni ușoare sau cum. Sparte, cusute, dinții farmați, mâna dreaptă mai nu a fost ruptă din umăr, e că eu vă arăt, uitați-mă, mai nu a fost ruptă din umăr, coastele rupte, tot format omul este bătrân de 78 de ani, a fost tot format. Și expertiza ce zicea? Asta mașină. Care mașină? A, am înțeles. Care mașină? Asta nu a fost mașină. Mașina s-a spălit, el a vrut să fie ucis. Dar așa, este mult, уже сколько подходим по судам. Судья Бешеля Евгений, который рассмотрел Ботаника, Байкана, вот рассмотрел уже Чекана, мы выиграли все суды. То есть само правосудие доказало, что мы правы, что данный гражданин
Такое же решение суда о постановлении по поводу... По всем вот этим статьям, которые были возбуждены против него, мы выиграли все суды. Все определения вступили в законную силу. Но прокурор продолжает дальше выносить новые постановления и игнорирует даже эти определения. Те же прокуроры или та же ботаника? А, тоже Лупашку? Да. Амбили Досарис? А, где, Сергей? Ну, это было... Амбили Досарис Лачелаш, прокурор? Да, ведь чего? Ciudat. E acasă e suspect. Da. Dar de ce n-ați cerut recuzarea procurorii? Am cerut. Șeful ei. Am cerut. Refuză, da? Botanică refuză tot. Am înțeles. Eu v-am spus că eu rămas nimeni ușit de noi și gata, asta s-a terminat tot. Haideți să protestăm la Procuratura Botanică sau la Municipală sau la Stoianoglu. Если мы, допустим, выиграли суд 23 февраля, который вынес судья Чебанов, мы выиграли, да? Декабря. Да, декабря. И прокурор Лупашко не обжаловал это определение. Uh-huh. Оно вступило в законную силу. Ну? Как она может сейчас выносить опять новое постановление? Значит, получается, она выше судей. Да. Да что, скос держал эту ордонанцию факут? Да. Чер дак авец контестация, апел, факут чер де? Три ордонанцию. Печелаш каз, да? Посты инвиз, гасар и пенал, печелаш каз. Дека ше пачет прокурору Каролина Лупашко. Да. Cum poți fi ca și ucis, ca și omul și cu operație și cu... Dar ei ce spun? Că nu s-a demonstrat că era munteanu acolo sau că nu sunt grave leziunile sau care e explicația? Eu am făcut expertiza că leziuni ușoare. Sunt ușoare. Bun, și ușoare. Pune măcar o amendă sau condamnare. Nimic. Absolut nimic. Înseamnă că lui îți permite, el poate să facă mai departe, să într-o zi bună, putem să fim uciși. Lui îți permite. Deci nicio pedeapsă pentru așa faptă, da? Dar s-a demonstrat că el era acolo, da? Da, dar la ProTV el a devolut. Îi lasă ProTV, eu zic de instanță. ProTV nu face justiție. Dar de ce s-a deschis dosarele penale? Păi s-a deschis, dar de ce nu s-a transmis în instanță? Că vina lui trebuie demonstrată în fața instanței, nu ce-o spus. Este vot ea vlea să ruscă zici. Răzbaiu, zici, у меня гражданство. Na, nimeni nu-i perfect. Ну вот мы можем решать. Я считаю, что вообще не рассматривается наше заявление. Вот сколько мы обращаемся в Генеральную прокуратуру. Потому что пишете по-русски или как? Я считаю, наверное, да. Потому что может быть связано с... Вы думаете, это дискриминация по языковому национальному признаку, да, или как? Я вот сейчас говорю, что вы так спорта фумос, ку грижи, ку ханли дмевастра. Fiecare dată când mergi judecata, el cu soția că îți liniștiți. Cum treci judecata, cum procurorul Carolina Lupașca le închide dosarele penale, știți cum, asta e părerea mea, cum harmasare strigă, abia ca așa și... Bucuros că justiția a fost de partea lui și eu m-aș bucura. E așa ca doi harmasare, ca așa e râd, râd din noi, noi iarăși am rămas fără nimic. Fără nicio decizie. Dar aveți avocat sau vă judecați singuri? Singur, dar 5 avocați iertați. Tot în dosarul ăsta 5 avocați s-au implicat? 5 avocați în dosarul ăsta. De unde atâția bani? Spuneți. Oho. Dar el nu, nicio amendă nu primit din 2030. Мы вчера протестовали у российского посольства, они даже не принимают никакие письма, заявления. Пишите письма, говорят. Имейли или по почте. Tot răspunde în Moldova, dar asta eu nu înțeleg. Și cine e el? Poate el e un om și știe și probleme, clarifică el? Și el e aparat de procuror, e aparat de tot. Înseamnă că el clarifică probleme mai mari care sunt ascunse. Așa e părerea mea. После того, как было вынесено определение суда, судья Чебанов, которое вступило уже в законную силу 23 декабря прошлого года, прокурор Лупашко продолжает дальше выписывать постановление. Уже через месяц, да? Да, уже пишет. Да, да. Сообщаем вам, что ваше заявление подано в Генеральную прокуратуру. А, для этого вы спорадка, ну, стремите до САРУ в моей департии, потому что у меня осталось выкут апел, рекурс, требуя сэду к инстанции, ну, сэвины, в континуаре у ордонанцы. Вот. Сейчас это ордонанция дела Лупашку. Вот, да, и то же самое. Сейчас это тут у контестац, пробабил. А ведь здесь изели, сау кэц, у контестац ла прокурору ира супериор. А, ну и Лупашку, и Чембира, и Чевскрис. Есть Чембир, есть Лупашку. Значит, доу? Доу указывали дверить? Нет, здесь она пишет. А, кануну, каналту, да? Прокурор Лупашку. А, странно.
foaia de însoțire scrie Lupașcu, dar ordonanța e semnată de Cimbir. E și tandem, e pereche acolo. Împreună îi lua pe primul Ocupian Vladimir, șef de pază în Vladimir Sfântului. Вот есть еще, вот есть еще один документ, который доказывает, что то, что уже было рассмотрено 2 ноября, судья Бежели Евгений вынес и вступила в законную силу, и сейчас обратно. Прокурор выписывает какие-то новые постановления. Мы даже не знаем, о чем это идет речь. Ого. Если честно сказать, настолько все запутано. Они должны были вас приглашать и выслушать еще раз, да? Ну, паре. Дин кэти повести с нюастры, ну, паре. Да, на телевизор арат киноурки и юстиции файны.